Vrem stație de epurare la Soroca. Asta au scandat astăzi pe cheiul râului Nistru mai mulți soroceni care își doresc soluții pentru epurarea apelor reziduale din municipiu. La inițiativa Asociației Obștește Cosor și cu susținerea Consiliului pentru Participare, în preajma cetății Soroca, unde sunt revărsate apele reziduale din municipiul Soroca, au fost desfășurate mai multe măsuri de sensibilizare privind problema lipsei unei stații de epurare. Vrem stație de epurare! Vrem stație de epurare! Noi nu conștientizăm de consecințele negative asupra sănătății oamenilor. Cine trece în locul meu să mai simtă ce simt eu? Poluat mereu, mereu, să trăiești e foarte greu. Vă rog, nu mă poluați și încercați să mă ajutați. Țeava prin care sunt evacuate rezidurile menajere din sistemul de canalizare este amplasată chiar la 200 de metri de cetatea Soroca. Mai mult, tot aici este și punctul vamal Soroca-Țechinovca. Mirosul insuportabil este ceea ce îi supără cel mai mult pe locuitorii urbei. Ne-am săturat de mirosul urât care este pe malul Nistrului și, într-adevăr, vrem o stație de purare. Ne-am săturat pentru că mereu când venim aici simțim un miros urât, nu putem să avem un timp productiv, nu putem să ne producem timpul împreună cu ceilalți prieteni de-ai noștri. Noi suntem tineri activi din partea Centrului de Resurse pentru Tineri Dacia și a venit aici pentru a ne asigura un viitor mai frumos, deoarece Nistru este viitorul Sorocii. Soroca depinde de trânsul, exact cum a fost spus, pentru apă potabilă, irigare și el trebuie să fie curat pentru ca viitorul nostru și a copiilor noștri să fie unul strălucit. Vrem să fim ca o stimulare a soluționării acestei probleme, având în vedere că Nistrul înseamnă casă pentru noi și vrem ca generațiile viitoare la fel să aibă parte de o priveliște frumoasă a râului Nistru și să se bucure de ceea ce noi ne-am putut bucura cândva. Am săturat de mirosul urât pe care este la cetate. Noi ne-am adunat aici ca să vrem înapoi Nistrul cel de odinoare. Vrem Nistrul cel curat, nu cel murdar care nu putem chiar să venim chiar să ne scăldăm. Vrem înapoi o stație de epurare care să fie Nistrul curat. Reprezentanții societății civile din Soroca au decis să întreprindă mai multe acțiuni comune care ar avea ca scop sensibilizarea opiniei publice la toate nivelele, inclusiv să accelereze realizarea măsurilor la identificarea celor mai inteligente soluții pentru epurarea apelor reziduale din municipiu. Noi am inițiat acest, să zicem, adunare cu cetățenii, care nu e primul, deja e al cincelea. Toți ne-au învinuit că cei mai mari poluatori sunt sorocenii. Sorocenii nu știu cum până acum n-au cerut stații de epurare. S-a cerut la nivel de administrație. Nu zic că nu. S-a cerut, dar nu s-a făcut. Din diferite motive. Pe noi, sorocenii, nu ne preinteresează motivele. Noi vrem să nu ne ducem la WC-ul în Chișinău sau în Orhei sau în Călăraș. Noi vrem să trăim normal aici și normal să ne fie și Nistru. Acest proiect care se numește Implică-te și vom reuși, am dorit ca să implicăm cât mai multă lume, să putem influența asupra deciziilor luate, fie că la nivel local, fie că la nivel guvernamental, ca cât mai repede să se construiască stația de epurare. Și eu cred, până la urmă, vom putea face un pressing asupra autorităților, ca cel puțin anul ăsta, nu mai târziu, să se pornească studiul de fizibilitate a viitoarei stații de epurare. Specialiștii în domeniu susțin că deversarea rezidurilor în râul Nistru pune în pericol nu numai flora și fauna, dar și oamenii. În orașul Soroca, stația de epurare nu activează din anul 2000. Zilnic, în apele râului Nistru sunt revărsate în jur la 1000 de metri cubi de apă reziduală neepurată. Cu părere de rău, această întrebare, problemă rămâne deschisă de parcursul aproape 20 de ani. De către Inspecția pentru Protecția Mediului, din numărate ori au fost sancționate întreprinderile Regia pe canal. Însă, problema rămâne deschisă, fiindcă lipsa resurselor financiare. La eveniment au participat atât soroceni, cât și cetățeni din diferite localități, precum Bălți și Chișinău, care nu sunt indiferenți de situația în care râul Nistru este poluat de apele reziduale. După cum cunoaște toată lumea care gândește eco, mâine este ziua fluviului Nistru, care este sărbată de toată populația de pe ambele marul ale râului Nistru, de la izvor până se revarsă în Marea Neagră. Și desigur, aceasta o face și populația din Soroca prin
evenimentul care s-a organizat și se produce azi și vreau să zic că este o inițiativă binevenită a societății civile. Cum a fost menționat, administrația publică locală de orice nivel aici a evitat să participe, cu toate că nu văd o problemă, pentru că problemele de mediu nu au culoare politică. Ele sunt un principiu uman care trebuie respectat și trebuie fiecare să aibă grijă de aceasta și să se implice. Este o rușine națională și aici se necesită implicarea urgentă atât a autorităților publice centrale, cât și locale. Și eu aș zice, poate să fim mai insistenți și să apelăm la direct și la structurile europene ca să soluționăm această întrebare și să avem o stație de purificare și un mediu mai curat, inclusiv în Soroca și pe Râul Nistru. Cei prezenți la eveniment au aprobat și o rezoluție din partea societății civile privind identificarea soluțiilor construcției stației de epurare, care urmează să fie expediată tuturor părților interesate, ca mesajul acțiunii să fie unul auzit. Amintim că Râul Nistru este de o importanță națională, asigurând cu apă potabilă circa 70% din populația țării.